Emily s-a întors la Acces Direct la 3 săptămâni de când și-a dat demisia. Au trecut 3 săptămâni de când Emily Burghele și-a dat demisia de la Acces Direct în fața telespectatorilor, care au făcut ochii mari în fața televizorului când au auzit motivul pentru care blondina renunță la contractul cu Antena 1. Emily Burghele s-a întors în redacția Acces Direct la 3 săptămâni de când și-a dat demisia. Nu e vorba de vreo revenire pe sticlă la Antena 1, ci de o reglare de conturi. Și probabil nu e vorba nici de un gest făcut de plăcere, având în vedere circumstanțele în care a plecat din emisiune, cu ochii în lacrimi, ci ar fi mai degrabă vorba de o necesitate. Fosta asistentă de la Antena 1 s-a întors în redacția emisiunii pe care a demascat-o la 3 săptămâni de la demisia ei în direct, îmbrăcată elegant într-o rechiță vaporoasă de vară și cu o pereche de sandale cu toc înalt, aranjată și coafată lejer, dar vizibil bronzată din vacanța din care tocmai s-a întors, Emily s-a prezentat destul de relaxată în fața platoului Acces Direct din zona chibrită a capitalei și a știut exact ce are de făcut pentru a-și încheia socotelile cu Antena 1. Fotoreporterii Cancan au surprins-o pe Emily ieșind din platoul Acces Direct cu bagajele, hainele, pantofii și toate lucrurile pe care fosta asistentă le-a avut în garderoba Antenei 1. Cu grijă și cu aceeași relaxare, Emily și-a așezat lucrurile în portbagaj și a urcat în mașină, plecând din fața platoului Acces Direct. La recepție însă, surpriză, Viorel a fost martorul vizitei lui Emily Burghelea și în tot timpul în care fosta asistentă a făcut mai multe drumuri platou-parcare pentru a-și aduce lucrurile la mașină, soțul vulpiței și-a făcut de lucru pe telefonul mobil și a părut total dezinteresat în aparență de tot ceea ce se întâmplă. Vulpița este singura care a mers la Emily, cea pe care o considera prietena ei, însă cele două nu au vorbit prea mult, semn că fosta asistentă este încă supărată pe Veronica, cea pe care a încercat să o apere și din cauza căreia și-a pierdut locul de muncă. Bogdan Mocanu a publicat primele declarații după ce Andra de la Puterea Dragostei a plecat din România. Bogdan Mocanu a publicat un mesaj emoționant pe pagina lui după ce Andra de la Puterea Dragostei și-a anunțat plecarea din România. Frumoasa concurentă s-a despărțit recent de Bogdan Mocanu și a decis să se întoarcă pentru o perioadă în Italia, acolo unde locuiește mama ei. La scurt timp după ce Andra de la Puterea Dragostei a publicat un vlog pe YouTube în care a anunțat că a părăsit România și că a fost dezamăgită că Bogdan Mocanu nu a mers la aeroport să-și ia la revedere de la ea, fostul concurent a publicat un mesaj emoționant. Doamne, nu sunt ok, nu sunt eu însumi, sunt dărâmat, te rog, calmează-mi mintea, vindecă-mi inima și ia-mi grijile. Este mesajul pe care Bogdan Mocanu l-a publicat pe pagina lui de Instagram după ce Andra de la Puterea Dragostei a plecat în Italia. După ce a plecat în Italia, Andra de la Puterea Dragostei a publicat un video în care a spus că se aștepta ca Bogdan Mocanu să fie la aeroport și a fost dezamăgită că nu a venit. Cu siguranță vă întrebați dacă Bogdan și-a luat la revedere de la mine sau nu. Nu a făcut-o. Ba chiar mă așteptam ca după atâta timp, chiar dacă noi nu am mai vorbit în ultimele zile, să afle, cu siguranță a aflat, a știut de la părinți. La un moment dat mă așteptam să vină la aeroport. Mă uitam stânga-dreapta, poate e aici și vine să mă salute și să-mi spună zbor plăcut. Dar uite că nu a făcut-o, a rămas la alegerea lui. Dacă el nu a simțit să o facă, asta este. Eu știu că dacă aș fi fost în locul lui, cum m-am făcut prezentă și la ziua lui, prin micul gest, la fel aș fi făcut și dacă aș fi știut că el pleacă în Italia sau în altă parte. Dacă aș fi stat o perioadă de câteva luni cu cineva, mi-aș fi luat la revedere. Sunt foarte sinceră și asumată, a spus Andra Volos pe vlog. Cosmina Adam este noua asistentă a emisiunii Acces Direct. Tânăra a avut o prima apariție la TV pe data din 1 iulie 2020. Fericită și emoționată, Cosmina a postat anunțul pe pagina personală de Facebook în care își exprimă nu doar mulțumirea, ci și recunoștința pentru că visurile ei au devenit realitate. Tânăra a înlocuit-o în echipa Acces Direct pe Emily Burghelea după ce aceasta din urmă s-a despărțit de postul TV printr-un scandal care este departe de a fi încheiat. Cine este noua asistentă de la Acces Direct, Cosmina Adam? La aproximativ 2 săptămâni de la plecarea lui Emily Burghelea, Acces Direct are o nouă asistentă. Cosmina Adam, o tânără din Vaslui, cântăreață de muzică populară, care a lucrat și ca reporter special în cadrul aceleași emisiuni. Dragii mei, începând de astăzi, pot spune că traiectoria vieții s-a schimbat, cum nici nu mi-am putut închipui.
Visurile mele devin realitate. Sunt asistenta emisiunii Acces Direct și reporter special. Nu vă puteți închipui cât de fericită sunt și ce simt eu acum. Mulțumesc celor care s-au gândit la mine. Visați cu ochii minții, a scris Cosmina pe Facebook. Cosmina a studiat la Colegiul Național de Arte Octav Băncilă din Iași și mai apoi a urmat cursurile Universității de Artă George Enescu, tot din Iași. Înainte de a se muta la București, a fost solist vocal la Orchestra Rapsodia Vaslui. Cosmina iubește muzica și nu poate sta departe de ea, tocmai de aceea a bifat și câteva proiecte personale. Aceasta cântă alături de Ciprian Sila și un ardelean la fel de talentat ca ea, iar primul lor proiect a fost Unde-i dragoste și Trăiești cu dor, piesa al cărui videoclip este realizat în județul Vaslui. Au urmat și alte melodii, printre care Dorul bate dorul peste sate, piesă care este dedicată românilor plecați la muncă peste hotarele țării, dar și colindul Bun găsit gazda aleasă. Emily Burghele a fost asistentă Acces Direct, a avut și o reacție după prima apariție a Cosminei Adam pe scaunul de asistentă pe care ea îl ocupa până în urmă cu 2 săptămâni. Emily a publicat pe contul personal de Instagram mai multe imagini de la o zi de naștere, acolo unde a petrecut alături de mai multe vedete, printre care Oana Roman și Vika Blochina. Într-un story, Emily a avut un mesaj special, mai exact, am ales să port un tricou cu mesaj, un mesaj cu dedicație. Iată cum suna mesajul. Ochii băiete, ei nu mint niciodată. Detalii picante ies la iveală despre Livian și fosta lui iubită, care l-ar fi înșelat cu un polițist. Livian de la Puterea Dragostei are o relație tumultoasă cu Bianca Comănici, dar se pare că sunt mai multe femei în viața sa. Relația lui din competiție s-a răcit odată cu vacanța lui în România, chiar dacă el nu a vrut să recunoască acest lucru. Concurentul Puterea Dragostei ar avea și acum o legătură cu fosta lui iubită, care culmea l-a și înșelat. O apropiată a fostei iubite a lui Livian a transmis un mesaj dur pentru Bianca. Bianca, spune-ne și nouă dacă știi de fosta lui iubită, Alexandra, care l-a înșelat cu un polițist și după care el a suferit foarte mult. Se pare că sentimentele pentru ea au revenit și când a fost ultima oară în România, pentru că s-au întâlnit și s-au împăcat. Este mesajul transmis de o apropiată a fostei iubite a lui Livian prin intermediul vlogărițelor Rea și Tina. Prietena fostei iubite a lui Livian, care se pare că este și actuala mai nou, spune că Livian îi declară iubire iubitei sale din România și pe Bianca o ține doar pentru a se face remarcat în competiție. Pe tine nu te iubește, te vrea în preajma lui doar pentru proiecte, doar ca să nu piardă haita și lumea care îl susține, pentru că dacă lumea își dă seama cum s-a jucat el cu inima ta, s-ar termina totul pentru el. Fata aia știe de tine, dar tu știi că sunt doar prieteni. El i-a promis că doar pe ea o iubește. Pe tine te ține doar pentru a se ridica. Deci vă ține pe amândouă, pe ea o iubește și pe tine te ține pentru faimă. A mai scris prietena iubitei lui Livian. Andreea Mantea a făcut anunțul privind concurenții de la Puterea Dragostei sezon 3. Andreea Mantea a vorbit în emisiune despre faptul că Puterea Dragostei sezon 2 se apropie de final și că se pregătește sezonul 3. Într-o discuție în Casa Puterea Dragostei, Andreea Mantea a dat câteva informații despre sezonul 3, răspunzându-i astfel lui Livian, care tot făcea calcule privind finala Puterea Dragostei sezon 2. Concurenții pentru sezonul 3 sunt în așteptare. Eu pot să intru și mâine și să fac anunțul despre finală. Noi vrem să terminăm cu voi, să ne luăm la revedere și să vină alții. Știți ce nu o să se schimbe? Doi câștigători rămân sigur, nu trebuie să formeze un cuplu, a spus Andreea Mantea în emisiune. Acesta a fost răspunsul pe care Andreea Mantea l-a dat lui Livian, care tot numără cât va mai dura actualul sezon al show-ului, în speranța că cei 10 concurenți noi despre care se tot aude vor intra la Puterea Dragostei sezon 2. Nu se apropie finala, până în septembrie mai este, a spus Livian, care a făcut imediat socoteala că abia pe 1 iulie se deschid granițele și că toți cei 10 concurenți ar putea intra în sezonul 2. Numai că socotelile lui Livian au fost infirmate de Andreea Mantea, care a precizat că până la finala Puterea Dragostei sezon 2, niciun concurent nou nu va mai intra în casă. Întrebarea pe care și-o pun acum fanii emisiunii Puterea Dragostei este cine va rămâne la Puterea Dragostei sezon 3.
pentru că ei sunt convinși că vor fi păstrați concurenți care nu au cuplu și în sezonul 3, așa cum s-a întâmplat și după încheierea sezonului 1, când au rămas în competiție Bianca Mari, Bogdan Mocanu și Jador. Recent, într-un live, Livian le-a spus fanilor săi că dacă va rămâne și la Puterea Dragostei sezon 3. Nu, nu am să stau în sezonul 3, le-a spus pe scurt Livian, spre dezamăgirea multora. Iancu Sterp a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Puterea Dragostei, de unde a plecat cu iubita sa, Denisa. Numai că după ce a ajuns în finala Survivor România, Iancu Sterp s-a despărțit de Denisa, iar acum susține că nu are iubită. În aceste condiții, fanii l-au întrebat pe Iancu Sterp dacă va fi concurent la Puterea Dragostei sezon 3. Iată ce a răspuns Iancu. Ești next level la Survivor, pleci de acolo cu alte bagaje emoționale. Sincer, m-am maturizat mult experiența asta și nu știu dacă aș mai putea participa la alt gen de emisiune de aici încolo. Oamenii cred că voi reveni la Puterea Dragostei, dar nu, nu este un planul meu. A fost o etapă importantă în viața mea, însă de acum înainte vreau să mă concentrez pe alte lucruri, voi continua cu muzica, voi avea grijă de afacerile familiei. Cam așa văd eu situația în acest moment, a declarat.